Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint o comandă la Gay Shop. Așa arată punga unde mi-au fost trimise produsele. Și voi începe. Am această bentiță. Este în mărime universală. Așa scria la ei pe site. Și are în interior această blăniță care ține cald și este super, super pufoasă. Culoarea este așa un maroniu mai deschis. Următorul produs este o maletă în nuanța galben. Este destul de drăguță și este și elastică. Am achiziționat-o în mărimea M. Și îmi place foarte mult, o să las o fotografie la fiecare produs cum îmi stă cu el. După care am un hanorac oversize. Este acesta. Eu l-am achiziționat în cea mai mică variantă, anume XS. Este destul de pufos în interior. Și ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest anorac este această despicătură pe margini și în partea aceasta. Așa, o să vă las să vă faceți așa o idee cum este una fotografie. Și încă este elastic. Dar mie mi-a plăcut foarte mult. Am avut ceva emoții că o să-mi dau o mărime așa micuță și după aia nu o să-mi vină la mâneci, dar mi-a venit. O pereche de colanți negri, colanți imitație de piele, sunt așa oarecum pufoși, dar nu sunt chiar atât de grosuți, deci aș putea să spun că merge și pentru o toamnă mai târzie sau o primăvară mai răcoroasă, în mărimea 38. Sunt și ei destul de lărguți și spun că îmi vin perfect. Mai am o pereche de colanți. Sunt aceștia pe un crem destul de superb. Îmi place foarte, foarte mult. Și în comparație cu cei negri, aceștia sunt mai groși în interior, mai pufoși. Se și vede ca să facem o diferență. Se și vede că sunt mai grosuți. Dar îmi plac foarte, foarte, foarte mult, credeți-mă. Mi-am dorit de foarte mult timp și sunt elastici. Un set de lenjerie intimă în mărimea 38. O să vă arăt cum sunt și modelele, să vă faceți o idee dacă vă doriți să vă achiziționați. Am pe negru. Sunt subțirei, să știți. Sunt elastici. Doar că mărimea M mi se pare un pic cam mare pentru mine. Dar așa, pentru a vă face o idee. Și eu îmi doresc să văd când vă cumpărați lenjerie intimă, să-mi fac o idee cam cum sunt la mărime, la elasticitate. Elasticitatea este, într-adevăr, dar aici nu o să strângă. Asta îmi place cel mai mult. Aceștia sunt cu globulețe. După care este o pereche alb. Model cu brăduț și ultima pereche, acestea cu steluțe. Eu spun că sunt ok. Acum o să-i probez, încă nu i-am probat. Și ultimul produs sunt aceste trei perechi de cercei. O să fac un pic gomot. Ei arată așa. Prima este aceștia în formă de cheie, după care în formă de cruciuliță și în formă de inimă cu lacăt. Mi-au plăcut foarte, foarte, foarte mult și din acest motiv i-am achiziționat.
Și aceasta a fost comanda mea la Ghecio. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine. Pe curând!